Vedeți cum, ce mizerii și aia. Deci sunteți dezamăgit. Da, foarte. Am înțeles. De asemenea, putem observa și că sunt multe clădiri în paragină. Da, sunt multe. Stațiunea este așa de bază de ieri sau de mai în fiecare an au... Tot să construiești, da, că ăștia din partea asta construiești în facii de-alea cu camere pentru hotel. Larisa, parcă zice. Am înțeles. De asemenea, vedem că putem observa foarte ușor că nu există coșuri de gunoi pe străzi. Ce părere aveți? O, dar de când au dispărut astea? De mult nu erau coșuri de gunoi. Nici bănci nu mai... Ați văzut cum arată Saturnul? Arată mai bine față de Jupiterul. Capa Aurora aici. Aceasta este... Capa Aurora, Jupiter. Am înțeles. Și este cea mai jalnică stațiune? Cam așa arată, da. Cu străzile și cu toate astea. Dar turiștii ce părere au despre modul în care sunt primiți? E, dau din umeri. Mulți dau din cap. Dar vin? Sunt vin, destul da, de mulți? Da, sunt mulți, da. Ce mesaj îi transmite domnului primar? Să facă și cap Aurora, Jupiterul să facă. Lucrez aici. La... Cum vi se pare stațiunea? Acum arată bine. Momentan nici nu a început sezonul. Nu înțeleg la ce vă referiți. Dacă este pregătită să-și întâmpine turiștii, n-a început sezonul, dar mai sunt câteva săptămâni până la deschiderea oficială a sezonului și m-am pus stațiunilor, nu prea... Da, dar din câte ați văzut mai în față un pic, chiar au început să facă pregătirile. Să adică decoperteze, am văzut da, 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 mai jos. Și nu o să facă târziu? Și aici. Nu e cam târziu? Nu cred. Ce părere aveți despre lipsa coșurilor de gunoi de pe stradă? Asta nu e problema mea, mă scuzați că... Locuiți aici sau... Nu, aici lucrez. A, lucrați aici, da, de da, unde da. Sunteți? Eu sunt chiar de la Vaslui. A, și ați venit din Vaslui? Da, am 8 ani în care lucrez aici, da. După cum puteți observa, străzile se află într-o stare alarmantă, am putea spune. Este destul de greu să circul pe ei. Locuitorii sunt dezamăgiți. Nu există coșuri de gunoi. De altfel, foarte multe clădiri se află în paragină. Nu o să mi se pare, mai este o lună și începe sezonul. Și așteptăm să vedem dacă autoritățile își vor termina treaba. Vi se pare cunoscută imaginea? Așa au fost și în anii trecuți? Mai rău. În anii trecuți a fost mai rău decât este acum. Sperăm că până la 1 iunie să se definitiveze cu asfaltatul și cu iarba care trebuie tăiată. Au început cei de la primărie, au început să miște. Ce părere aveți de altfel despre coșurile de gunoi care lipsesc? Vă dați seama că în plin sezon toată lumea aruncă gunoaiele oriunde vrea, dar asta mai ține și de educația noastră. Bineînțeles, am înțeles, nu sunt coșuri de gunoi. Dacă nu sunt coșuri de gunoi, asta nu înseamnă că putem arunca oriunde. Lumea se și așteaptă să fie coș de gunoi din 2 în 2 metri. Nu prea este ok. Am înțeles, dacă am gunoi, îl pun în mașină și când dau din coș de gunoi, mă duc și îl arunc. Da, dar dacă nu sunt, că noi am luat stațiunea așa da, la... Da, dar vedeți dumneavoastră că încă nu s-a început sezonul. Ei se pregătesc. Acum eu nu țin partea nimănui, dar ei sigur, se pregătesc. Da, încă se pregătesc. Suntem de părere de asemenea că coșul de gunoi ar trebui să existe și în extra sezon, nu? Da, aveți dreptate, dar ajung la aceeași chestie. Depinde și de educația fiecăruia, pentru că știți cum, în extra sezon... Nu sunt turiști, dar sunt muncitori, sunt care nu țin cont și le distrug, le vandalizează. Și știți cum? Noi avem pretenția, domnule, să-mi facă primăria. Ok, să-mi facă primăria, dar dacă o persoană, ca să nu le spun nici cum, se duce și rupe coșul ăla de gunoi. Dacă primăria vine acum și pune un coș de gunoi și acea persoană vine și o rupe, unde ajungem? Ce mesaj îi transmite domnului primar? Spor la muncă în continuare.